Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii România, pune soarele și suntem împreună dinaintea lecturii Vieților Sfinților. Suntem în 5 octombrie și facem pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina, a Sfântului Mucenic Metodie din Chimol, a Sfintei Mucenițe Mamelta, ale tuturor celor care, într-un fel sau altul, și-au înscris astfel viața lor în istoria Bisericii. Mă voi opri asupra pomenirii Sfintei Mucenițe Haritina, mai cu seama că mare parte din maicile luminoase ale monahismului românesc au purtat numele ei. Aceasta a fost în vremea împăratului Dioclețian și a lui Dometie, comitul slujnică a unui oarecare Claudie, de care, aflând comitul că este creștină, a scris stăpânul ei să o trimite la dânsul să-i facă cercetare căci este creștină și întoarce pe foarte mult la creștinism. Iar stăpânul său, acest Claudie, întristându-se, s-a îmbrăcat cu sac și o plângea și spunea, se păstrează dialogul dintre ei, nu te mâhni, Domnul, ea spunea, nu te mâhni, Domnul meu, ci te bucură că și pentru păcatele mele și pentru ale tale voi fi socotită jertfă bine primită lui Dumnezeu. Claudie răspunde și el, îi zice, pomenește-mă și pe mine la Cerescul Împărat și o trimise la comitul la care sosind și pe Hristos mărturisindu-l, i-au ras capul, i-au turnat pe cap jurate de cărbune aprins și cu frigări de fier înroșite i-au împus sânii și coastele. Apoi i-au legat mâinile și i-au ucis-o, piatră grea de gât și-au aruncat-o în apă. Nu spun povestirile acestea ca să-i spomintem pe copii acasă, ferească Dumnezeu. Văd ei prostii mai mari până la urmă în desene. Dar vreau să vă atrag atenția că fiecare nume pe care îl purtăm poartă cu sine și o astfel de răstignire. Că biserica în sine stă pe astfel de mărturii și că sămânța martirilor rămâne sămânța bisericii, dăruind până la urmă bisericii sensul ei de a fi, modul ei de a fi. Am citit de curând în mărturile unui preot ce s-a convertit dinspre iudaism, la creștinism și apoi la ortodoxie, că de fiecare dată când vorbim despre lărgirea turmei lui Hristos, vorbim despre munca oilor, nu despre a păstorului. Păstorul doar veghează, priveghează, se roagă și, până la urmă, însoțește cu rugăciunea această lărgire a turmei. Ce ne arată sinaxarul este acest lucru. Oile dau mărturie că sunt ale lui Hristos. Hristos, odată pentru totdeauna, ne dăruiește pe culmea Golgotei posibilitatea aceasta de a ne asuma subiectiv modul prin care El ne propune obiectiv împărăția cerurilor. Pare dificil și este dificil. Observați că oamenii deja aveau reacții, știau ce urmează, îi plângeau pe creștini, dar aceștia plecau ca la nuntă. Există atât de multe descrieri ale actelor martirice în care oamenii se bucurau că îl mărturisesc pe Hristos. Nu e vorba că erau iraționali, nici de faptul că își pierduseră într-un fel sau altul demnitatea, ci din contră știau că la Hristos e demnitatea deplină, aceea de om al împărăției lui Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.